Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi o să vă prezint cartea Start, un corp activ, un creier sclipitor, scrisă de Dr. John J. Rady. O carte care mi este dragă pentru că tocmai ce mi-am făcut o nouă specializare în psihologie sportivă și am înțeles atât de bine legătura dintre corp și minte și creier. Cu toate că psihosomatica era cunoscută și studiată de foarte mult timp, de cele mai multe ori puneam doar procesul într-o singură direcție. Mintea noastră, emoțiile noastre, faptul că simțim anumite lucruri, avem, trăim anumite emoții pe care nu reușim să le descărcăm, asta poate să ne îmbolnăvească corpul într-un fel sau altul. Iar această carte vine cu vestea bună care ne spune că și corpul nostru poate să influențeze creierul. Și asta într-un sens pozitiv. Ne spune cartea că făcând mișcare de cel puțin 3 ori pe săptămână, contracarăm semnificativ impactul depresiei, furiei și al stresului, al neîncrederii cinice în viață. Iar exemplul care cel mai concludent, care îmi place cel mai mult și îl dau de fiecare dată atunci când vorbesc, fie că vorbesc cu un copil sau că vorbesc cu un adult, le povestesc acest proces al zâmbetului. Fie că zâmbim realmente pentru că ne bucurăm ceva, de ceva, fie că zâmbim pur și simplu, fără ca nimic să ne fi bucurat, ni se mișcă musculatura în același fel, circuitul sângelui merge într-o anumită direcție, iar creierul nostru crede cu siguranță că noi suntem fericiți. Deci dacă zâmbim suficient de mult, 2-5 minute în fiecare zi, creierul nostru o să se simtă din ce în ce mai fericit. Deci corpul nostru, musculatura noastră, poziția noastră, cum gestionăm noi corpul nostru, poate să influențeze felul în care creierul nostru funcționează. Cum spun americanii, fake it till you make it. Să ne prefacem până chiar credem că se întâmplă acest lucru. De exemplu, poziția de putere, dacă adoptăm o poziție de putere 2-5 minute pe zi, asta crede și crește și sporește încrederea în sine, pentru că corpul se simte într-o poziție de putere atunci când are umerii deschiși, brațele deschise, capul ridicat. Iar această carte ne prezintă acest proces al felului în care corpul nostru acționează asupra creierului nostru într-un sens extrem de benefic. Exercițiile fizice declanșează procesul de recuperare din mușchi și din neuroni, ne fac corpurile și mințile mai puternice și mai reziliente. Reziliența este o abilitate foarte, foarte importantă. Felul în care noi reacționăm la stimulii care ne produc furie sau teamă sau frustrare, cu cât ne creștem reziliența, cu atât reușim să trecem mai ușor peste lucrurile neplăcute din viețile noastre. Practic, ce vrea să ne spună această carte și să ne învețe și să ne demonstreze atât științific, ba chiar să ne și motiveze să facem mișcare, să facem exerciții fizice, ce vrea această carte să ne spună este că mișcarea contracarează depresia aproape la orice nivel. Și cred că în acest an de pandemie cu toții am simțit și am avut anumite episoade în care am fost puțin mai triști, în care chiar ne-am gândit dacă avem vreo formă de depresie sau anxietate, și cu siguranță faptul că am stat foarte mult în casă ne-a accentuat toate aceste stări. Ei bine, eu vă sfătuiesc să luați această carte, să o citiți, să vedeți exact cum influențează mișcarea și cum corpul poate să ne vindece creierul și mintea și să ne facă să fim mai echilibrați, dar după aceea nu rămâneți pe canapea. Terminați cartea și haideți să ne motivăm împreună să facem cu adevărat mișcare pentru a ne ajuta, pentru a ne ajuta realmente și creierul să fie, așa cum spune cartea, sclipitor.